Bună ziua! Bună ziua! Așa, vă dați lângă noi, vă rog! Bine v-am găsit! Sunteți uimită, da? Da! Așa, am venit cu drag. Am venit cu drag pentru că este o sărbătoare frumoasă astăzi, da? Da! Este o zi de naștere și este ziua dumneavoastră. Și am venit cu drag de la cei mei dragi și scumpi oameni dumneavoastră. Cum v-am spus, am venit cu drag de la cineva care vă iubește foarte mult. Cineva care nu este lângă dumneavoastră, dar cineva care vă iubește. Și sunteți cea mai scumpă persoană. Și astăzi v-a adus câteva daruri frumoase. Să vă spun că sunteți cea mai principală în această familie. Și să vă mulțumesc pentru tot în această viață. Pentru că i-ați dăruit foarte mult. În primul rând i-ați dăruit un îngeraș care stă și sute la noi, da? Care a furat o ciocolată din cor. O să încep cu acest buchet de trandafiri, pentru că îl meritați, vă rog frumos. Așa, uite pentru ce. Ce-a? Ați dorit pe el? O să-i pui și nume? Aici este torta, este vârsta dumneavoastră. Vă rog frumos. Așa. Și nu este tot. Este un coș cu fructe, dulciuri, care la fel este pentru dumneavoastră. O să-l pun aici jos. Și nu ne întrebați de la cine a venit astăzi. De la soț. De ce am venit la soț? Și încă de ce motivul de la soțul meu ăsta? Mai sunt motive. Bă, și nu e, ai venit la noi mahale, tu! Ura, bă! Bravo! Și nu! E dor de noi? Ea asta v-a făcut surpriză. Și din motiv că el, pentru că el este cel mai scump în această familie și el la fel v-a dăruit acest copil drag și scump, acest îngeraș. Și el s-a dus să vă creeze un viitor frumos, acolo departe, în Franța, da? Și nu este totul. Este un mesaj care este cel mai principal din aceste cadouri. Dacă ne dați voi, eu să-i dau citire. Draga mea, vreau să te felicit cu ocazia zilei de naștere și să-ți doresc să rămâi la fel de feminină, frumoasă, așa cum ești. Doar datorită ție am tot. Confort în casă, o familie fericită, un sprijin puternic. Îți mulțumesc, iubita mea, și la mulți ani. Să știți că n-a uitat de dumneavoastră, pentru el este o zi foarte importantă și am venit noi să vă aducem aceste daruri, aceste bucurii și aceste cuvinte frumoase care sunt din suflet, de acolo, din depărtare. Eu cred că mi-am făcut treaba și am adus emoțiile pe fața dumneavoastră. Dacă ne permiteți, eu o să vă ajut cu torta, pentru că aici în cameră o să-i lăsați ceva frumos soțului dumneavoastră. Îi mulțumesc din suflet, îl iubesc și îl iubim toți, îl așteptăm cu mine. Aveți emoții? Eu cred că o să las telefon și o să-i spuneți mai mult. Dar la sigur știe că îl iubiți foarte mult. Noi vă dorim sănătate, să știți că aveți cel mai minunat soț. Cel mai minunat tătic. Pentru că n-a uitat de întreaga familie. Pentru că sunteți cei mei principali. Sănătate, o zi frumoasă și la mulți ani. Cu mare drag.